pentru Maria Constantin, persoana care ocupă primul loc în inima ei nu este Dacian Varga, cel cu care se iubește de ceva vreme, ci băiatul ei. Iar atunci când vine vorba de micuți, nimeni și nimic nu mai contează. Și pentru că o perioadă nu prea a stat lângă el și asta pentru că puștiul ar fi petrecut ceva timp mai mult alături de fostul soț al artistei, Maria vrea să recupereze momentele pierdute. Zilele trecute, Maria Constantin i-a oferit puștiului o seară de vis. Mai exact, l-a răsfățat pe codruț într-un mall din capitală și unde i-ar plăcea oricărui copil să meargă. Bineînțeles, acolo unde este multă, multă ciocolată. Maria Constantin nu a avut nimic de comentat, iar pofta fiului său a fost imediat satisfăcută. Iar după mica gustărică, cei doi s-au îndreptat și spre zona restaurantelor, acolo unde tot codruț a fost lăsat să aleagă ceea ce dorea să mănânce. Cât timp Maria și fiul său au stat în restaurant, micuțul s-a tot dat pe lângă mama lui. S-a alintat și a vorbit mai tot timpul. Și chiar dacă artista e topită după băiat, la un moment dat atenția sa nu mai era îndreptată doar către puști, ci și la telefon. Sau mai bine zis, doar la telefon. Maria Constantin a început să butoneze tastatura telefonului preț de câteva minute, semn că și-a adus aminte și de el, de Dacian Varga, cel care o face fericită de ceva timp. Important este că sunt liniștită și că sunt o femeie mult mai echilibrată și mult mai ok din toate punctele de vedere. Este la început relația și poate doar aștept să se așeze totul și atunci... Nu, viața mea este mult mai liniștită de când am oameni speciali lângă mine. De când a apărut în viața ta? Nu o să aflați nimic, vă spun sincer că nu veți afla nimic, pentru că vrem să păstrăm doar ceea ce vrei tu să spui lucrurile astea și mai ales viața mea personală. Vreau să fie viața mea personală și mai ales că am un copil. Cu siguranță omul care va fi așa, nu știu, să consider eu că într-adevăr este o relație destul de închegată și așa, cu siguranță îl va cunoaște și fiul meu. De-aș putea să...